Președintele Klaus Iohannis intervine în scandalul creșterii prețurilor și îi convoacă la Cotroceni pe reprezentanții guvernului și pe cei ai BNR pentru a media conflictul dintre cele două instituții. Șeful statului critică dur guvernarea PSD. El susține că politicile discutabile ale guvernelor PSD în domeniul salarizării și în cel fiscal au dus la creșterea dobânzilor și a inflației. Klaus Iohannis a mai spus că guvernele PSD nu au înțeles foarte bine urmările politicilor pe care le-au aplicat, fără a face studii serioase și fără a se consulta cu partenerii sociali. Rezultatele se văd acum, după unele creșteri salariale la unele categorii. Iată că a apărut o inflație care practic a și anulat acele creșteri salariale. Dobânzile au crescut în continuare. Românii care au credite la bănci se uită cu siguranță cu mare îngrijorare la această evoluție. Ea încă poate fi corectată. Din cauza acestor chestiuni, care mie mi se par foarte serioase, și această aproape animozitate între guvern și BNR este profund dăunătoare, am decis să încerc o mediere între guvern și BNR și în zilele următoare voi invita și pe unii și pe alții la Cotroceni ca să vedem unde sunt de fapt problemele și de ce nu se înțelege care măsuri trebuie luate pentru a îmbunătăți situația. Intervenția lui Klaus Iohannis vine după ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat că declarații ale reprezentanților BNR, ale președintelui și ale liderilor din opoziție prea sunt coordonate, concluzia sa fiind că în momentul în care România încearcă să se ridice, e cineva care îi subminează efortul. În replică, reprezentanții BNR susțin că rata inflației a crescut între altele și din cauza creșterii accizei la combustibil, a creșterii prețului la energie electrică, ambele măsuri fiind în coordonarea directă a guvernului. Martie 2018 a fost a doua lună consecutivă în care România a avut cea mai mare rată anuală a inflației dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al prețurilor de consum de 4% și în creștere față de o rată anuală a inflației de 3,8% înregistrată în luna februarie, arată datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistică.